mereu am avut visul de a pleca în America. Eu deja făceam la ei $70 pe oră, lucram foarte multe ore pe zi, eram foarte motivată. Deci eu eram persoana care nu lua vacanțe. Eu am născut duminica și marți eram la serviciu, am ajuns la o poziție de top pentru jobul care făceam eu. Deja ca salariu făceam peste $1000 pe zi. Și era o decizie foarte grea. În 2019 am venit acasă din New York și am deschis studioul aici. La moment, blogul meu este poziționat în top 2000 de bloguri culinare în toată lumea. Blogul meu este un business întreg ca top blogger. Desigur, deja și munca e mai mare, dar și remunerarea este mult mai mare. Poți să fie de la 10, 20, 30 de mii dolari pe lună și eu personal, de fapt, cunosc blogger care fac și 100 de mii dolari pe lună. Astăzi vă prezint istoria Cătălinei, care a visat să lucreze pentru cele mai cotate companii din SUA și care, datorită eforturilor depuse, a ajuns să câștige 10 de mii de dolari pe lună. Cu toate acestea, Cătălina a avut curajul să-și lase serviciul foarte bine plătit și să-și dezvolte propriul blog cu rețete și care acum îi aduce mai mulți bani decât munca la cele mai prestigioase companii din Statele Unite. Este o istorie motivațională și care ne arată că totul în viața asta este posibil. Însă, înainte de a asculta istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să nu ratați când voi posta un video nou. Vă mulțumesc! Eu sunt Cătălina Castraveț, am 37 de ani, la moment locuiesc în Chișinău, Republica Moldova, și sunt persoana care a avut un vis enorm de mare să ajungă pe Wall Street. În final am ajuns la un job de top pe Wall Street ca eventual să renunț la el pentru food blogging. Și la moment asta e ceea ce fac, food blogging. Cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea, pentru că anume această profesie mi-a oferit libertatea de a reveni acasă, de a renunța la salariul de pe Wall Street și de a putea activa absolut din orice colț al lumii. În Republica Moldova am făcut Academie de Studii Economice, Finanțe și Bănci în engleză. Concomitent făceam și dreptul, dar am absolvit doar Finanțe și Bănci. În anul 2 la ASEM a venit ca la toți oferta de a pleca pe Work and Travel în Statele Unite. Mereu am avut visul de a pleca în America. Deci de când am citit cândva undeva pe internet despre manifesting, despre mood boards, știu că am printat o chestie cu New York-ul și am lipit-o pe frigider și stăteam zilnic și mă uitam la ea. Eventual, pe Work and Travel am plecat în Vermont în vara anului 2007. Am ajuns acolo și am înțeles că programul de fapt nu oferă ceea ce prezenta la studenți, ori cel puțin nu am fost eu mulțumită cu ceea ce mi se oferea în program. Am ieșit din program și am încercat să găsesc alte cunoștințe, alți moldoveni, americani. Eventual am ajuns în Chicago, o lună după ce am ajuns în state, singură. Acolo mi-am găsit serviciu și lucram de fapt foarte mult. Lucram la Dunkin' Donuts ziua și seara la o brutărie. Iar în timpul care îl aveam liber, am decis că o să merg și o să-mi încerc norocul să aplic la joburi care sunt în sfera mea. Și pe atunci, venită din Republica Moldova, nici nu prea aveam idee că pot să aplici la joburi online sau chestii de astea. Deci, practic mă dădeam de rușine, mergeam la bănci, da, băteam la ușă, bună ziua, eu sunt Cătălina, cum pot să aplic la voi la lucru? Alții îmi dădeau aplicații, alții se uitau la mine foarte straniu și îmi ziceau că online, ce faci aici? Până la urmă, am aplicat deci la absolut la toate băncile care erau în regiune, la care puteam să ajung eu pe jos, pe care le vedeam. Am primit ofertă de interviu de la o bancă care numai în Chicago era locală, unde mă aflam eu. Am trecut foarte bine primul interviu, vice presidentul de la bancă de fapt a fost atât de impresionat că m-a rugat să revin și să am o discuție personală cu feciorul lui, să vadă cât e de greu de fapt să vii din altă parte și să încerci ceea ce cumva ei au acolo pe loc, li se oferă.
Am fost acceptată eventual la ei la lucru și am început să lucrez. Și când am văzut pe atunci salariul de $15 pe oră, mi s-a părut că asta e gata, e minunat. Am făcut calculul cât fac într-o lună, cât pot să trimit acasă și am făcut decizia că nu mă întorc în Moldova. Pe atunci cu părinții puteam să comunic doar dacă luam cartele cumva, să-i telefonez, nici nu prea se știa de Skype. I-am făcut lui mama un e-mail înainte de a pleca în state și m-am dus la librărie și am scris un e-mail, că nici nu aveam laptop de fapt atunci în state. Am scris un e-mail foarte lung, foarte tragic, că uite, dacă mă iubești, trebuie să mă înțelegi. Asta e bine pentru viitorul meu, eu fac decizia să rămân în state și nu puteți nimeni să mă convingeți, asta e, mereu am ținut cont de părerea voastră, mereu v-am ascultat, eu, mă rog, sunt singurul copil la părinți și a sunat și mai tragic și pe urmă am aflat deja că mama când a primit e-mail-ul i-a rugat pe ea, că ea tot se ducea cum erau pe atunci chestiile astea cu internetul prin subsoluri, s-a dus cuiva, a rugat să-i deschidă e-mail-ul, a citit, l-a printat, s-a dus acasă, a sunat bunei, a citit e-mail-ul meu tragic, că iată, că Dălina noastră nu se întoarce, rămâne în state. Eu am o legătură foarte puternică cu bunei și ea știa că cred că singurii care mă pot convinge asta sunt bunei. Deci a găsit o metodă ea să mă sune bunei pe mine și ei, hai Cătălina, te rog frumos, vină acasă, uite-te, nu avem nimic împotrivă să mergi pe urmă în America, să stai în America, dar vin acasă și absolvești universitatea. Pentru noi asta e foarte important, noi nu putem trece peste asta. Ok, și eventual decizia mea a fost, am vorbit cu ăștia de la bancă, zic, uite, asta e situația mea, trebuie să mă întorc acasă, o să aveți posibilitatea să mă așteptați. Deci eu mi-au asigurat, de fapt, locul de muncă când mă întorc înapoi, că pot să mă întorc la ei, mi-au promis deja că o să mă ajute și cu actele, să aplice la green card, dar să am posibilitatea să merg acasă, să absolvesc și exact peste un an să mă întorc la ei. Așa că, până la urmă, am revenit acasă. În 2008, deja eram acasă. Eram destul de tristă că nu eram în state. Mergeam la universitate, era rutina. Nu știam deja cât mai pot să rezist la toată chestia asta. Și iată că prietena mea cea mai bună mă anunță că ea se căsătorește. Super fericită pentru ea, în sfârșit am și eu un eveniment to look forward to și stăteam cu ea, trebuia să printeze felicitările pentru nuntă și cumva avea niște poze în mașină. Deci uitându-mă la pozele alea, am văzut un băiat în poze. A fost un sentiment foarte straniu, pentru că eu nu-l cunoșteam pe el și el nu mă cunoștea pe mine. Eu am luat telefonul atunci, am sunat-o pe bunica mea și am zis că eu numai ce am văzut persoana cu care o să mă căsătoresc. Chiar așa a fost. Deci am martori, este prietena mea, deci efectiv așa a fost. A fost ceva foarte, foarte straniu. Și bunica, la fel, ce să zică la telefon, felicitări! El nu era în Moldova, el de mulți ani era plecat în state, de fapt de la 16 ani, dar trebuia să vină la nunta fratelui. Atunci prietena mea îmi zice că, păi ăsta e fratele la viitorul meu soț, el de fapt peste o săptămână o să vină în Moldova, numai decât vă facem cunoștință. Ok. Și a fost foarte interesant că el, de fapt, foarte mult nu dorea să vină în Moldova în perioada aceea, din anumite motive personale și, efectiv, cu o zi înainte s-a decis și a venit pe 6 februarie. În acea zi de 6 februarie am fost invitată toți împreună să mergem la bowling. Am mers la bowling aici în Chișinău, eu pe vremea aia aveam un păr foarte lung, brunet și asta e important în istoria asta, pentru că am ajuns la bowling, am făcut cunoștință cu persoana, el după zbor de peste Atlantic, obosit, eu mai rușinoasă. Ok, cunoștință am făcut și ne-au pus într-o echipă la bowling. Și prima impresie a fost că eu iau mingea de bowling și trebuie să o arunc. Și efectiv, ca în filme se întâmplă, mingea nu zboară, stă atașată de mâna mea și zbor eu cu tot cu minge
pe tot drumulețul ăsta de la bowling, deci întinsă pe drumuleț, cu părul tot întins acolo, mingea atârnă pe mâna mea, el stă moare de râs. Nici nu știi cum să reacționezi. Deja mă uit eu la el și zic, ok, măcar o mână de ajutor poți să dai, pe urmă râzi. Eu mă ridic, încep a primi mesaje de prin sală, toți cunoscuții care erau acolo, joci bowling, foarte bine, Cătălina. Așa a fost prima zi a noastră de cunoștință. Nunta a fost efectiv peste 2 zile. Deja la nuntă, eu am mers la ei acasă, trebuia să ajut mireasa să se pregătească și îl văd pe el că îmblă prin casă cu o cămașă roz, că încearcă nu știu ce să o calce ceva, dar eu urăsc, eu nu calc haine în viața mea, deci ăsta e lucru care eu chiar nu îmi place deloc. Și îl văd prin casă și zic că ai nevoie să calci cămașa? Și el, da, vreau să calc cămașa. Zic, oh, hai că tu n-ai să poți să o calci, dă să te ajut eu să o calci. Singur nu știam, zic, poate o iar de cămașa aia de la Valentino, dar norocul meu, n-am ars cămașa, el tot nu tare poate să pricepe acum, lui s-a părut că am călcat-o bine, mie mi s-a părut că am călcat-o bine, am mers la nuntă și până la sfârșitul seriei eram împreună. Deci a fost distracție, a fost bine, deci la sfârșitul seriei deja cumva era clar că eram cuplu. Ne-am înțeles că a doua zi, cum la noi se face zeama, chestia asta, mergem împreună și ca pe vremurile alea am zis că dacă nu vii cu flori, nu merg nicăieri. Deci am venit cu un buchet super mare de trandafiri frumos, dar faza cea mai interesantă e că eu nu înțelegeam nimic el ce zice. El după atâția ani în state vorbea foarte puțin, nu prea comunica în română, comunica mult în engleză, cu familia în rusă și avea un accent foarte pronunțat de R, R. Și el îmi zicea mie ceva, îmi zice că ok, mâine înainte să te iau la zeamă, eu pe tine am să te sun. Bine, mă sună și efectiv o chem pe mama, pe vecina, deja asta e chiar istorie reală, stau cu el pe difuzor, el sărmanul nu știa că e pe difuzor, dar l-ascultau toți ce zici, că nimeni nu înțelegeam ce zice el. Și el îmi spunea ceva la care eu spuneam că da, și el da, zic oh, nu, înseamnă că aici e nu. Așa au fost primele noastre zile de comunicare, face to face era una, pentru că cumva mai vedeai și expresia la om, mai ceva, dar la telefon era pe zero. Primele impresii la noi au fost foarte interesante, pentru că la noi a fost cumva un click instant și am început a comunica și cumva absolut toate scopurile noastre se aliniau. Desigur că mi-a plăcut mult și cum arată, foarte atractiv. Și faptul, însă și cum ne s-a făcut nouă cunoștință, a fost ceva de genul că, uite, Alvean, asta e Cătălina, e persoana care foarte mult îi plac Statele Unite, foarte persoană cu scopuri, ceva ce ții foarte mult ți-ar place, cumva așa chiar direct ni s-a zis. Și ceea ce s-a adeverit, adică la noi mindset-ul, și asta e foarte mult, zic că e foarte important de fapt într-un partener. La noi gândirea efectiv e pe aceeași undă. Da, poate undeva ne echilibrăm unul pe altul, dar gândim la fel. Pe mine m-a impresionat foarte mult că el era independent de la 16 ani în state, însă și că de la 16 ani a mers la universitate undeva unde a fost singur și a trebuit singur absolut tot să obțină tot. Chestia asta mă motiva foarte mult pentru că eu știam că am și cale de parcurs cumva, da? Succesul lui, pentru că el deja era pe Wall Street acolo unde eu doream să ajung și el deja era trader pe Wall Street și avea doar vârsta de 21 de ani când noi ne-am cunoscut. Deci el avea la dispoziție numai, el a venit pe 6 februarie, pe 21 februarie deja avea bilet să meargă înapoi în New York. În perioada asta, la noi, relația a evoluat foarte rapid, dacă noi peste câteva zile deja eram împreună și pe 14 februarie deja cumva a fost mai oficială relația și deja s-au început teme mai serioase. Zic că el îmi zice că hai vină la mine în New York, nu te întoarce înapoi în Chicago. Zic, păi ok, nu pot să vin la tine în New York, nici nu te știu, n-am nimic asigurat acolo în New York, în Chicago, cel puțin mă așteaptă un job, am unde locui, am prieteni, la care el zice că eu vreau să fiu cu tine pentru totdeauna. Eu simt chestia asta că eu vreau să fiu cu tine pentru totdeauna. Eu vreau ca tu să fii soția mea. Și
zic, ok, pentru asta tot sunt soluții, te logodești, asta-i. Și asta a fost deja pe 20 februarie, ori pe 19 efectiv, da? Și ne-am decis seara că ne logodim, am mers la Sun City, am căutat un inel pe mărimea mea, l-am pus pe deget, eu am sunat-o pe mama că să nu fie surpriză, zic, ca să înțelegi, eu mă logodesc, adică fata care în viața ei a avut doar un singur prieten, brusc sună acasă că mami să știi că eu mă logodesc și acuși vinim să-ți spunem chestia asta oficială, fii pregătită. Mama a fost foarte bună, adică m-a susținut foarte mult în decizia asta, ei tot i-a plăcut foarte mult de el când l-a cunoscut la nuntă și am fost repede, am cumpărat inelul, am venit acasă, am discutat cu mama că uite, oficial, noi suntem logodiți și eu nu mai merg în Chicago, dar o să iau și o să merg în New York și deodată o să începem a trăi împreună. Deci perioada noastră de a ne cunoaște, practic, a fost de 2 săptămâni, efectiv 2 săptămâni. După aia, el pe 21 februarie a zis bye-bye și eu am rămas cu inelul și asemul. Eu am rămas în Moldova, am comunicat prin Skype și pe vremea aia pe adnaclasnicii, stăteam și ne scream mesaje. Eventual am dat ultimul examen de la ASEM, am decis că nu mai prelungesc cu dreptul pentru că nu era sens, știam că n-o să am posibilitatea să vin să dau examenele și efectiv, în ziua când am dat ultimul examen la SEM, am mers, mi-am văzut bunei, am zis la revedere, nu am așteptat diploma, nu am așteptat nimic. Pe 4 iulie am urcat în avion și am zburat în New York. Am ajuns în New York, am văzut New York-ul, am rămas super impresionată, de foarte mult îmi doream, era locul unde doream să ajung și cumva s-au alineat toate stelele că am mers acolo deja nu singur, am mers la cineva care mă aștepta și s-a început training foarte serios, pentru că până la urmă eram acolo pentru un scop. Scopul de a avea un job foarte bun pe Wall Street. Soțul deja era pe loc, deja a înțeles sistemul, deja știa tot ce se întâmplă, deja lucra pe Wall Street, avea succes. Mi-a zis că uite ce a învățat la ASEM. Mi-a dat cărțile lui de la Universitate de Finance. Mi-a zis că uite, ai la dispoziție cât timp crezi că ți trebuie. Zic, am nevoie de o lună. Mai mult nu am nevoie. Ok, dar o lună stai acasă, studiezi, orice întrebare ai, când eu vin de la serviciu, discutăm, facem interviuri interactive, te pregătim pentru scena din New York City. Și el dimineața pleca la serviciu, iar eu de la 9 până la 8 stăteam, studiam toate ce mi-a lăsat el, materialele de finance. Plus îmi aduceam materiale de la serviciu, să văd ce se întâmplă, să văd cum lumea lucrează, să văd toate chestiile astea. O lună am mers de studii, de corectare de engleză cu cuvinte din Moldova, care le ziceam greșite, interviuri interactive. Și în sfârșit a trecut o lună și s-au început aplicările la joburi. A fost o perioadă, eu aș numi o superbă pentru mine. Eu nu sunt persoana care mă tem de interviuri anume legate de job, da? Ele mie îmi plac, chiar eu primesc plăcere de la ele. Și a fost foarte interesant că am aplicat, am primit primul meu interviu și până acum îl țin minte în locația Herald Square, care e pe 33 Street și Fifth Avenue în New York City. Am mers la interviu. Era ceva și super nou pentru mine, pentru că eu nu am experiență de lucru în Moldova. Pentru mine, deodată, știi, m-au luat și m-au aruncat în sălbăticiune în New York City. Primul interviu l-am trecut atât de bine că am primit oferta pe loc. Deci, efectiv, am primit oferta de lucru pe loc să încep în acel moment. Nu că să mă duc acasă și să vin mâine, dar să încep în acel moment, că am rămas și eu cumva șocată. Am făcut unele greșeli și drept la interviu. Dar atât de bine m-am prezentat personal că domnul care mi-a făcut interviu se uita la mine și zice că tu știai lucrurile celea, tu pur și simplu le-ai greșit de emoții, așa? Zic, ok, dacă vrei tu să crezi că le-am greșit eu de emoție, fie de emoție. Și m-au dus într-un oficiu, am început serviciu, eu am înțeles că ok, stai, că eu pot mai multe de fapt. Am zis că, sorry, totuși ar trebui de luni să încep, că poate mai bag alte interviuri până atunci, că eram în miercuri.
Și am avut alt interviu a doua zi și alt interviu și vinerea. Și absolut la toate am primit oferte. Deci la toate, pe loc, am primit oferte. Și am înțeles că am alegere. Am alegere că dacă am cunoștințe și dacă pot să mă prezint bine, și am înțeles că am făcut alegerea corectă pentru mine, că ăsta e locul unde eu trebuie să fiu. Și eu mereu zic un lucru la toți. Eu dacă m-aș fi născut oraș, aveam să fiu cu numele New York City. Pentru că pentru curajul, confidence, pentru drive-ul care l-am eu, ăsta e orașul unde eu trebuie să fiu. Până la urmă i-am sunat la ăștia primii și am zis că refuz oferta și de luni am început serviciu cu totul în altă parte. Primul meu job, sigur nu a fost chiar deodată pe Wall Street, a fost așa mai într-o parte, dar e ok, e jobul la care am prins experiență și am înțeles ce e la mediul corporativ american. Eu am început să lucrez primul job ca financial analyst, deci în industria de finanțe. În anii ăia când era asta, 2008, salariul începător pentru așa job era de $50,000 pe an. Vacanțele nu ca în Moldova, 2 săptămâni vacanțe și atât. Jobul de fapt a fost unul bun în care cumva am înțeles ce îmi place, ce nu-mi place, ce vreau să fac, ce nu vreau să fac și nu m-am reținut mult la el. Undeva, cred că, nu știu, jumate de an, că până am înțeles eu cum lucrează sistemul și toate chestiile astea și am început să aplic la diferite joburi. Am mai trecut un job, două, până în sfârșit a venit ziua în care am primit call-ul, am primit un apel că sunt chemată la interviu la AIG, care e una dintre top companii de asigurări din lume. Aveau un job doar pe câteva luni, pe vară trebuia de înlocuit pe cineva în departamentul de finanțe, încă eram în finanțe. Și am acceptat cu mare, mare, mare plăcere, pentru că era deja pe Wall Street. Și în sfârșit, știam că deja următorul pas, pășesc în oficiu de visul meu, pășesc acolo unde mereu am așteptat să fiu. Wall Street este, să zicem așa, centrul financiar al universului. Deci orice companie de top în domeniul de, nu știu, finanțe, de IT, de orice, da? O să fie pe Wall Street. Joburile pe Wall Street sunt cele mai căutate, sunt cele mai prestigioase joburi și, desigur, cele mai plătite joburi. Așa că nu puteam să zic nu, m-am pregătit foarte bine de interviu, am mers, desigur că am luat jobul și am început să lucrez la Wall Street. Ca printre altele, trebuia să fiu angajată doar pe 3 luni, dar jobul meu la ei a durat 3 ani. Până la urmă am ajuns să fiu prima persoană în istoria la AIG, care e companie cu zeci de mii de angajați. Am ajuns să fiu prima femeie în IT, finance, ca la vârsta de 27 de ani, să aibă un buget de proiecte de peste $1 miliard. Deci, efectiv, eram manager pe funcția de IT la toată North America, Asia și Europa. Când am ajuns la AIG în acele 3 luni, am avut foarte mare noroc că am fost angajată anume în departamentul de Finance IT, deci tehnologii financiare. Acolo eu am înțeles că trebuie să ies din finance, care e adevăratul finance, pentru că banii adevărați nu se fac în finance, că banii adevărați se fac acolo unde sunt tehnologiile, unde se construiesc sisteme financiare, unde se fac. Și m-am reprofilat. Deci până la urmă și ce am făcut eu după AIG și mulți ani după pe Wall Street, cât am mai crescut. Până la urmă, deja funcția mea era de expert în crearea sistemelor financiare pentru top companii în lume. Deci ce făceam eu? Luam de la zero pentru o companie super mare și făceam automatizare și crearea la unui sistem financiar de care aveau ei nevoie. La AIG am stat 3 ani și nu de aia că nu am mai vrut eu să stau, dar de aia că nu mai puteau ei să mai plătească cât doream eu. Și atunci am mers la Morgan Stanley. Morgan Stanley e investment bank care e în top companii în lume. Deci la AIG, pentru că deja, de fapt este o politică foarte interesantă în America, dacă tu ești în companie și crești și ceri salariul tot mai mare și mai mare și mai mare, e mult mai greu să ți-l dea.
e mult mai ușor să iai, să pleci, să te duci în altă companie să ceri acel salariu și e mult mai ușor chiar pentru companie pentru care lucrezi să dea un salariu mai mare la persoana care intră în companie. Dar dacă tu deja ești acolo și mie deja, că eu când am început la ei serviciu, făceam, nu știu, $40 pe oră și eventual ajunsesem la $70 pe oră, asta se primise că practic ei mi-au dublat salariul în 3 ani. Și la un moment dat, resursele umane nu mai aprobă chestia asta. Ei, pentru că ei văd că tu cheltui prea mult pe o persoană și zic, ok, convertește să fie full-time. Eu în viața mea în America nu am vrut să lucrez full-time. Full-time înseamnă că tu primești un salariu stabil pe lună, da? Ai salariu stabil de $50,000 pe an, el se repartizează pe lună. Mie conceptul ăsta nu mi-a plăcut, mie mi-a plăcut să lucrez pe oră sau pe zi, pentru că eram plătită și overtime și banii puteau fi mult, mult mai mari. Și AIG la un moment dat au zis că, ok, sorry, ăsta e atât cât noi putem să-ți plătim pentru poziția aceasta, din păcate mai mult nu putem. Și la acel moment, eu deja făceam la ei $70 pe oră, lucram foarte multe ore pe zi, lucram 12, uneori poate și 14 ore pe zi ajungeam. Celelalte ore, desigur, erau plătite ca overtime și se ajungea la o sumă destul de măricică dacă facem deja aici înmulțirea. Pentru mine, dorul are gustul plăcintelor cu vișină, coapte de mamă, și al compotului de coarne, gustul mămăliguței cu pește și cu mujdei, dar și al brânzei cu smântână. Dacă ești departe de casă, iar pentru tine dorul la fel are gustul bucatelor cu care ai crescut, atunci trebuie să știi că Moldova Market îți aduce produsele autohtone direct pe masă. MoldovaMarket.com are în SUA cea mai largă și variată gamă de produse alimentare din Moldova și România. Poți comanda murături, brânzieturi, mezeluri și dulciuri. Iar acestea vor fi livrate direct în 49 de state din SUA. Pentru o gamă mai largă de produse precum vinuri și plăcinte, poți merge direct la magazinul lor din Virginia. Când faci comanda online sau când mergi fizic la magazin, menționează neapărat promocodul GALBEN și vei primi un cadou din partea echipei Moldova Market. Fă click pe linkul din descrierea acestui video și savurează gustul dorului de casă. Deci pentru state, deja că eu făceam la $700 pe zi, unde noi ajungem ca un calcul, nu știu, la 16-17 mii pe lună, deci ăsta deja era un salariu serios pe Wall Street. Nu vorbim de traders, că traders au alte salarii, dar la un job era un salariu deja de top. Și decizia lor că nu mă pot plăti pe mine, eventual a fost ceva bun pentru mine, pentru că eu am pășit și am mers la Morgan Stanley. Când am primit acordul că în state puțin lucrează diferit, tu nu aplici direct la companii, la serviciu, tu ai recruiters, ai third party, da, care tu îi dai absolut toate datele tale, CV-ul, ei fac tot controlul și deja ei lucrează cu companiile, te selectează și tu mergi la interviu. Când am primit call-ul că uite, am potențial interviu cu Morgan Stanley, pentru mine asta a fost wow, pentru că în scopurile mele din state era să ajung să lucrez ori la Morgan Stanley, ori la Goldman Sachs. Aceste companii sunt cele mai bune companii de investment în lume. Deci ele sunt top 5, top 10, nu știu, au cea mai bună credibilitate, cele mai bune salarii și acolo, într-adevăr, ai concurență. Acolo tu efectiv depui muncă la proiecte foarte interesante. Interviurile la Morgan Stanley au fost ceva din domeniul fantasticului, nu știu, vreo 8 interviuri cu extrem de multe teste, extrem de minuțioase. Dar în sfârșit s-a început jobul și s-a început cu un salariu foarte bun. Deci întrecusem salariul meu de la, de la AIG, ajunsesem, dacă nu mă greșesc eu, deja la $1,000 pe zi, la $125 pe oră și efectiv în 8 ore erau $1,000. Lucram mai mult de 8 ore, era mai mult de $1,000. Eram foarte motivată. Deci eu eram persoana care nu lua vacanțe. Eu eram persoana care eram cu calculatorul lângă mine la plajă. Eu am născut duminica și marți eram la serviciu, dar am lucrat din sala de naștere. Managerul mă ruga în e-mail să închid laptopul. Da, eram foarte motivată. Eram persoana care
mergeam la orice om care era în oficiu, în departamentul meu, și era 5 seara, zic, dacă tu ai ceva de lucru, dă-mi, te rog frumos, mie. Eu am să fac. Pentru că era singura metodă în care să poți să înveți. Asta era. Dacă ești motivat și dacă vrei să ajungi să faci ceva, nu poți să lucrezi 9 to 5 și mi-am făcut lucrul meu și gata. La modul practic, jobul la Morgan Stanley s-a început ceva ca foarte infernal. A fost foarte greu și eu țin minte că eu am venit acasă după prima zi la Morgan Stanley și am zis soțului că if I can make it here, cred că nimic după asta nu mă mai sperie și nu mai simt nicio greutate. Am fost pusă în oficiu din New York, în cel mai important oficiu de IT finance. Mi se dăduse un proiect să construiesc o sistemă pentru guvernul american, adică la cerințele guvernului american, cum au ei de făcut un anumit reporting, adică o sistemă foarte complexă cu bugetul de câteva milioane de dolari în doar 6 luni. Eu eram responsabil, eram managerul principal pe proiect, iar managerul meu nu se afla cu mine în New York City. Managerul meu era în Minnesota și în prima mea zi la lucru, el m-a sunat și mi-a zis că eu de la 9 până la 5 o să fiu ocupat în fiecare zi. Tu ai de făcut asta, asta, asta și treaba ta cum te descurci. Dacă nu te descurci, ești out. Și am zis mulțumesc, asta e tot. Și mi-a zis că, uite, ai o săptămână, de exemplu, să găsești lucrurile astea, ai 3 luni să-mi demonstrezi că tu ești pentru jobul ăsta, după asta eu te las în pace și chiar o să te ajut dacă o să ai nevoie. Dar până atunci îmi demonstrezi tu mie ce poți. Așa că să fii blondă și drăguță nu mereu ajută. De fapt, uneori în mediile în care am fost eu de IT și finance, de fapt au fost mediile în care m-au făcut, am fost nevoită să lucrez mai mult, să demonstrez că de fapt eu știu, că eu pot, că eu merit să fiu aici, da? Înainte să primesc jobul la Morgan Stanley, am avut la interviu o întrebare foarte interesantă. Mi-au zis că uite, noi avem partenerul ăsta, cu el nimeni nu poate să lucreze. Dar el e sponsorul principal a proiectului și persoana care o luăm la lucru o să fie nevoită să lucreze cu el. Dar el e genul de om care, nu ca americanii așa să te înconjoare, să zică, el dacă ești prost, îi spune că ești prost în față, știi? Nu prea este chestia asta. Și pentru că avea o poziție atât de top, nici că puteai să-i faci că nu e ok. Era ok. Și cel mai interesant a fost că am devenit cu el cel mai bun prieten. Deci au rămas absolut șocați tot în primul meeting, pentru că eu nu am așteptat să fiu introdusă la el. Eu am luat telefonul, l-am sunat, i-am zis că uite, eu am fost angajată pentru poziția asta, eu vreau să te cunosc, vreau să văd care sunt ideile tale de proiect. Am mers la oficiul lui, ne-am cunoscut și el mi-a zis o chestie, că am fost prima persoană care nu i-a fost frică să-i zică că punctul lui de vedere e greșit. Și am putut să-i aduc argumente logice și cu adevărat bune cum de făcut mai bine proiectul. Și pentru asta el a primit foarte mult respect, că a văzut și cunoștință și insistență și că nu este doar cineva care să zică da, da, da și să facem ceva greșit, numai de aia că ne este frică să-i zicem lui că nu este ok așa. Și când am avut primul call cu toată echipa și ei zică, John, să-ți o introducem pe Cătălina, la care John zice, oh no, we are good, we are friends. A fost un șoc pentru echipă. Am făcut proiectul împreună, delivered in time, a avut un succes foarte mare, ne-am încadrat în timeline-ul care ne-a fost dat și până la urmă am plecat și de la ei. Da? Până la urmă am plecat și de la ei. Da, pentru că am primit altă ofertă, după bani puțin mai bună și era deja și mai interesant, pentru că după experiența la Morgan Stanley, deja, cum și-am zis, deja nu mi-era frică de nimic. Am primit să lansăm pe Wall Street o companie, să ne ducem public cu IPO, ceea ce pentru mine era o experiență unică și oferta a venit de la AXA Insurance,
De fapt, e o companie de asigurări foarte mare care activează și în Europa. Acum e plăcut când merg prin Italia sau Franța și văd AXA Insurance, zic, am fost și la ei. Ei aveau un proiect foarte interesant, ei erau deja pe piața americană, dar vroiau să divizeze ceva companii și să lanseze o companie sub alt nume pe piața americană și să meargă public cu IPO-ul pe Wall Street. Și aveau IPO-ul înseamnă primul preț al acțiunii când se lansează o companie pe Wall Street, ăla e prețul cu care se vinde compania la investori și tu ai deja posibilitatea de pe diferite platforme de trading să procuri acțiuni în acea companie. Pentru mine era foarte plăcut să iau acest proiect pentru AXA pentru că era foarte challenging, dacă mă ajust aici, cum se zic în română, dar cumva mereu îmi reamintea ceva. Îmi reamintea că exact e ceea ce am vrut eu. Eu care am pornit din Moldova cu acel vis, care am făcut ASEM-ul, da, și care erau americani de la top universități, de la ei din America, deci nu au ajuns la joburile și la salariile care deja le făceam eu, că aveam o discuție foarte interesantă cu mama. Mama mă suna pe rămâne și îmi zicea, Cătălina, tu faci masterat? Te rog frumos, fă masterat. Zic, mami, tu nu înțelegi. tu nu înțelegi ideea că salariul meu deja e mai mare ca la americanii care au masterat. Deja eu am trecut bariera de masterat. Deja eu lucrez pe experiență, pe persoana care eu m-am format. Că cât de tare noi crede, precum Chișinău e un sătuc mic, deja când tu, clar când ești la roiul ăsta de joburi de aici a jos, e ok, dar când te ridici mai sus, clar că și joburile de top, ele cumva se îngustează, da? Deja lumea se știe în New York. Deja când te duci la un interviu și zici că eu am lucrat pentru ăla, îl știu pe ăla, ușor te verifică, ușor sună, ușor întreabă de tine. Deja la joburile de sus, oamenii se cunosc, oamenii se știu. Și pentru mine era că, uite, visul meu, visul fetiței care stătea în Chișinău cu o foaie printată cu New York City pe frigider, acum eu sunt aici, acum eu sunt printre oamenii ăștia. Eu lucrez cu CFO, cu CEO, cu oameni atât de mari și nici nu în sensul cuvântului mari că au numai joburi top, da? Dar oameni de la care eu învăț atâtea lucruri și pe cât de multe ore trebuia să depun la serviciu, că lucram într-adevăr foarte mult, uneori lucram până la 3 noaptea și trebuia să vin cu limuzina acasă, că lucram atât de mult. Dar orice oră știam că era parte din visul meu. În primul rând când lucrez în acest mediu corporativ american și iarăși vreau să precizez, New York City, Chicago, ele o să fie diferite absolut de toate, nu cum undeva o să lucrezi, nu știu, în Ohio sau în Nebraska, da? New York City e inima finanțelor, Wall Street-ul e super competitiv, dacă tu în Moldova aplici la un job și poate ai acolo câțiva candidați, la același job acolo o să fie mii de candidați, da? Ca tu să fii selectat, deja tu trebuie să prezinți ceva foarte over the top, că tu, anume tu, ești bun pentru jobul ăsta. Și odată ce intri pe ușa aia și ai acces la oamenii aia și stai la masă și discuți cu CFO, CTO, CEO, oameni atât de deștepți că pentru mine, la început cultural, anume la început cultural, a fost foarte dificil. Pentru că nu e ca la noi, nu e ideea că poți să zici ceva și să faci o glumă și să fie cumva atmosfera gata, totul e mai bine, nu, se uită straniu la tine. Efectiv e straniu chestia asta, nu sunt discuțiile atât de degajate, da? Ai un anumit standard la care trebuie să te ții și probabil cel mai bun lucru care eu l-am învățat să-l aplic este agerimea. Tu nu ai timp să te gândești foarte mult. Ori reacționezi tu, ori reacționează celălalt de lângă tine. Deci trebuie să reușești să fii atât de sharp că dacă nu o să fii sharp, nu o să poți să oferi. Poate odată poți să zici că ok, o să revin cu idei, dar nu poți fi chestia asta permanent. Trebuie să ai posibilitatea să-i asculți pe toți, să-i înțelegi pe toți, să înțelegi unul ce vor ei să audă înapoi,
cred că asta e cel mai important skill care l-am învățat acolo. În primul rând, le dai lor ce vor să audă, soluția combinată cu ce vor ei să audă, și în timp cât vorbești chestiile astea de ce vor ei să audă, în alt parte undeva la tine în gând trebuie să ai agerimea la care să te gândești la, de fapt, la soluția adevărată care tot să le-o prezinți lor în același timp. Deci este complex și trebuie mereu să fii on top. Nu ai nicio clipă în care cumva să poți fi relaxată. Uman sunt niște oameni foarte buni. Sunt niște oameni care niciodată să-l întâlnești pe stradă, tu nu te-ai gândit că omul ăsta face, nu știu, $500,000 în salariu pe an, da? Sunt niște oameni atât de simpli, atât ce puțin, desigur că știi, nu este pădure fără uscăciuni, dar 90% sunt incredibil de umani. Pentru ei, da, jobul e job, dar umanitatea rămâne umanitate. Nu salariul te definește pe tine. Ce e că poți face tu ceva, e că ai vrut tu să faci ceva și primești tu plăcere de la asta. Dar nu e ceva care să bagi cuiva în față. Sunt niște oameni foarte deschiși, foarte mulți care eu i-am întâlnit, sunt disponibili să-ți ofere cunoștințe, da? Dacă ai întrebări. Sigur că nu prostești întrebări să fie adecvate, da? Da. Dar sunt niște oameni care o să-ți ofere oportunități și posibilități atâta timp cât văd în tine dorința, munca și capacitatea de a face asta. Deci la un moment dat, la ultimul job, și ultimul job era, de fapt, călătoream între New York City și Carolina. Ei mi-au luat apartament în Carolina, mi-au luat absolut tot ce am nevoie, numai eu să vin din New York City în Carolina. Și îmi plăcea foarte, foarte mult senzația asta. La un moment dat m-am prins că stau în oficiu și mă gândesc că tu ești acolo where you belong. Eu sunt aici unde eu trebuia să fiu. Iată, uite, visul meu care eu l-am vrut, el este aici. Sunt pe Wall Street, jobul meu pe Wall Street era unul hybrid, așa să-l numim, pentru că eu cunoșteam și finanțele și IT-ul și așa persoane erau foarte căutate. Eram la salariu deja cam top pentru ramura mea, pentru jobul meu. Și am realizat o chestie, că da, îmi place foarte mult. Chiar absolut tot ce am făcut din super mare plăcere, dar că mai departe pozițiile deja sunt foarte, foarte de top. Foarte de top. Și cumva am ajuns la întrebarea ce vreau eu să fac. Pentru că eu deja făceam blogul concomitent cu Wall Street-ul. Eu am început blogul în 2014 și eu, când lucram de acasă, stăteam în meetings pe masă cu picioarele și făceam poze la mâncare. Iar toată noaptea făceam editările, absolut tot deja ce ținea de blogging. Le duceam dimineața la serviciu ceea ce am gătit, îi serveam pe toți așteptau ce o să aducă mâine Cătălina. Și da, pentru ei era fun, dar pentru mine era, ca ore, era foarte demanding, foarte mult lucram. Eu am ajuns la perioade în care somnul meu cumva îl programam că ok, noi o să mergem cu mașina de acasă până la restaurant 20 de minute, eu am 20 de minute să dorm în mașină. Deci somnul meu efectiv era programat pe minute și undeva băgat în zilele alea. Pentru că trebuia să ajung la un anumit scop cu blogul ca să înțeleg să pot face o decizie. Și decizia aia a fost una foarte grea, pentru că ca să prelungesc cu blogul trebuia să las Wall Street-ul și invers, ca să prelungesc să depun într-adevăr calitatea ca să merg și mai departe pe Wall Street, trebuia să renunț la blog. Mi-era foarte greu să renunț pentru că am ajuns la o poziție de top pentru jobul care făceam eu. Deja ca salariu făceam peste $1,000 pe zi. Da? Deja în dependență de câte ore lucram, dar făceam peste 1000 pe zi. Era un salariu foarte bun, era un salariu de top în industria mea, era un salariu pentru, nu știu, americanii care erau de acolo cu școli, cu masterate, nu făceau salariul meu și deja chiar însăși
și ca poziție eram capul la proiecte foarte mari. Aveam echipe foarte mari, deja ajutam departamente de finance să-și aducă lucrurile în ordine ca să se pregătească pentru IPO, să mergem, you know, pe Wall Street. Și era o decizie foarte grea. Anul ăla când eu am renunțat la job, de fapt, mai multe chestii au influențat asta, dar sigur că a fost o decizie foarte grea pentru că ajunsesem acolo unde am vrut eu prin munca mea și a fost o muncă foarte grea cu familie, cu copil, cu toate. Eu până la urmă am ajuns în cariera acolo unde am vrut eu. Anul acela deja era anul în care ca bani am făcut cel mai mult, da? Deja era un salariu pe Wall Street în jur de 300.000 de dolari. Era un salariu care mai greu l-ai lăsa ca să încerci ceva nou, care nu știi exact unde o să meargă și ce o să se întâmple. Dar partea pozitivă este că eu puteam să iau o pauză. Genul de lucru care îl făceam eu era până la urmă lucru pe proiecte și eu la momentul ăla deja financiar eram foarte stabilă și ușor puteam să zic că ok, eu mi-au jumate de an liber să încerc altceva, să văd ce o să se întâmple. Dacă nu, mă întorc înapoi la ce fac. Eu, de fapt, până și ieri am primit oferte de lucru. Până acum primesc oferte de lucru. Pentru că ceea ce făceam eu era, într-adevăr, foarte unic, foarte individual. Așa că știam că riscul pot să-l iau, dar până la urmă, oricum, îți pare rău că, dar poate dacă pierd jumate de an de salariu, știi? Dar până la urmă am luat riscul. Fiind ambii persoane foarte concentrate la carieră și eu într-adevăr am primit foarte multă susținere din partea la soț la ceea ce ține de carieră, deci nu a fost ceva de genul că trebuie să stai acasă să faci mâncare și să reușești cumva toate, chiar dacă eu ca persoană sunt destul de perfecționistă, mie îmi place să le reușesc pe toate. Dar într-adevăr chestia asta a ajutat foarte mult ca eu să pot avansa în carieră. Primul nostru copil, Sebastian, a fost născut în vara anului 2013. Eu pe atunci eram la AAG și înainte de a naște copilul, de fapt nu, înainte de a-l face, am avut o adunare la lucru cu echipa mea și am zis că ok, eu trebuie să am un copil. Deja este timpul. Hai să avem o adunare să vedem cam când ar fi ok să-l am, cam când ar fi ok să-l nasc. Deci da, e istorie reală, ei până acum râd de mine. Și cu câțiva oameni din echipa de la AG am stat cu calendarul în față, ne-am uitat cam unde ar fi ok să fie. Da, și s-a primit exact cum a vrut, chiar exact cum a vrut, am vrut. Am venit acasă, i-am zis lui Alvean, ok, acum trebuie să-l facem. Și a fost de acord, da, nu pot să zic că a fost de acord și el cu noi, cu decizia luată. Și așa a apărut Sebastian. Sebastian a fost născut duminica, pe 2 iunie, și a fost pariu cu cei de la serviciu, că eu duminica o să nasc, ca marți pot lucra. Că ei ziceau că nu, că deci a fost pool, da, am pus cu bani, cu fiecare, a pus data, când, că nu trebuia să nasc pe 2 iunie. Dar eu am hotărât că gata, până aici a fost, eu duminica asta trebuie să nasc, că săptămâna aia știam că aveam mult de lucru și nu mișea deloc după calculele mele. Și știu că pe 1 iunie am luat și am mers, cred că vreo 20 de kilometri pe jos. În blocul în care locuiam, pur și simplu urcam scările sus-jos, sus-jos, sus-jos. Deci orice mif, cum s-ar zice, ca cumva să naști mai repede, l-am făcut, mâncare iute, bicicletă, tot ce e posibil, sport. Și da, pe 2 iunie am ajuns la spital, mi-am făcut un selfie și l-am trimis la lucru, zic, I win. Dacă eu am zis că nasc duminică, eu duminică nasc. Cu soțul, până nu a apărut Sebastian, practic am fost noi în doi. Foarte puțini prieteni, cei care îi mai avea el de la universitate, dar oricum ei se mută doar de obicei după universitate, că el a absolvit la fel universitate de top, de fapt, din America, North Carolina. Și aveam foarte puțini prieteni, dar atât de concentrați la carieră eram doar noi doi. Relația foarte nice, foarte mult susținere, foarte mult dragoste, foarte mult la foarte multe chestii în comun. Asta e ceea ce ne lega pe noi. Timpul liber,
luăm mașina, putem să plecăm până în Canada sau să explorăm, foarte mult ne place să călătorim sau să mergem, sau să mergem până undeva prin apropiere, să descoperim ceva, să vedem ceva, cumva să ne scoatem din rutina asta în care eram super implicați, știi, de luni până vineri. Sâmbetele și duminicile erau zilele noastre. Și niciodată nu a fost gândul că m-am grăbit, că mulți ziceau că păi, 2 săptămâni, cum poți să cunoști un om în 2 săptămâni? Și răspunsul meu era că uneori poți să trăiești 10 ani cu omul și să nu-l cunoști, știi? Eu sunt o persoană, nu știu, mama mă numește rece, eu nu mă consider rece. Eu sunt o persoană foarte concretă, îmi place să mă numesc, da? Noi de la început am discutat, nu știu, poate la alții li s-ar părea că la interviu, dar e ce cum suntem noi. Noi din start ne-a fost clar că avem aceleași obiective, că avem aceleași valori, da? Lucrurile care pentru noi contau să se alinieze, ele s-au aliniat absolut în toate. Deja unde are nevoie el de susținerea mea și, și eu de-a lui, ok. Dar, per general, lucrurile majore, cred că e foarte important să fii, știi, pe aceeași undă. De ce în viața mea nu am gătit? Eu am fost și sunt, da, singurul copil la părinți, am crescut foarte bine în familie, bunica super gospodină, mama super gospodină, ele găteau de la mine. Ce s-a cerut ca copil a fost să studiez, să mă concentrez la calitatea studiilor mele. Nu trebuia să vin acasă, să-mi fac grijă de mâncare, ceva. Cumva pe la 18 ani, când aveam un prieten, eu ceva, m-a mai apucat pe mine pasiunea să fac un borș sau un napoleon sau o lasagne. Și da, mi se primea bine. Dar adică nu am fost genul de fată care stătea în bucătărie cu mama sau cu bunica. În familia noastră, ca rădăcini de gătit, sunt bunica ea, super mega pasionată. De fapt, blogul meu, prima dată, primul nume nu a fost Sweet and Savory Meals. A fost alt nume care a fost cumva ca o dedicație pentru bunei. Dar ce s-a întâmplat? Când eram în state și la pauzele de masă, când mai aveam timp la calculator, căutam chestii online care să mă uit și eram super plictisită de toate noutățile astea despre deja politică sau star sau să citesc despre cineva. Și cumva odată mi-a sărit în față un blog. Dar cum ele s-au început înainte? Cumva lumea făcea poze la ce mânca și posta zi de zi. Era un trend pe atunci, în 2006-2007, în America. Și în pauza de masă mă uitam la ele. Cumva, pe urmă, persoanele alea au evoluat și au început a găti. Și tot era interesant. Zic, oh, super, mai vezi o rețetă, mai vezi ceva interesant. Au început să-mi placă chestia asta și simțeam că ele atrag. Am înțeles din start că ele o să aibă succes. Și în anul 2013, știu că era o blogheriță pe care eu o urmăream și a scos ea un e-book. E-book-ul era cu numele Cum să faci $40,000 din blogging în primul an. Zic, ok, deja sună interesant. Deci bloggingul la mine a fost total abordat ca business plan. Deci nu a fost ceva că, oh, eu vreau să gătesc și o să fac niște poze din bucătărie. Eu nu cred că e corect nimic așa în viață să fie abordat. Absolut orice chestie trebuie să aibă scop. Dacă vrei să fie pur și simplu ceva, un hobby pentru tine, atunci da, e ok, poate fi așa abordat. Eu am văzut în asta o potențială sursă financiară. Și dacă mi-am dat seama că dacă a zis ea 40.000 în primul an de blogging, înseamnă că a doilea clar că e mai mult. Deci am văzut oportunitatea și am înțeles că, în primul rând, cumva și deja se merge spre o lume digitală în care toți sunt mai mult online, da? Și am început să fac research cu ce se mănâncă acest blogging și cu ce se servește. Și am înțeles că e ceva care eu am să pot face. Am zis că, uite, eu o să încerc. Am făcut business plan cum făceam și la lucru pentru proiectele mele și am venit acasă și l-am prezentat soțului. Zic, uite, eu am nevoie de asta, am nevoie de footboard-uri, de cameră, de una, de alta. Scopul meu e să fac bani din asta, eventual să-l aduc la nivel de salariu, eventual să fie ideea să-mi ofere libertatea pe care mi-o doresc. Și așa s-a început ideea de food blogging. Soțul s-a uitat la mine cu încredere și mi-a zis că, ok, hai, good luck,
De fapt, toți prietenii care aveam atunci, ei deja mă știau că sunt ambițioasă, sunt tot, chiar țin minte un prieten foarte bun care și acum îl avem, a zis că ok, Cătălina, dacă o zis, o să reușească chestia asta. Soțul, sigur că am avut o discuție în care am discutat că o să fie greu, pentru că trebuie să-l combin cu lucru și ca orice chestie calitativă nu poți să dedici puțin timp și să aștepți rezultat bun. Așa ceva nu există la nimic. Deci era ideea că trebuie să dedic timp mult. Dar am avut un scop foarte bine definit. Am zis că cum încep a face $1,000 pe lună din blogging, angajez pe cineva ca să-mi ia din taskurile mele. Nu pot să angajez pe cineva dacă să fac pozele sau scrie postările, dar anumite promovări, chestii care le facem noi ca bloggers, adică anumite lucruri să le deleghez, aș putea. După 5 luni era deja, deci blogul am început în 2013, au fost câteva luni de pregătire până am pregătit website-ul, câteva rețete online, am mers pe 8 martie 2014, iată de fapt acum am mers și am sărbătorit 10 ani de când are blogul și undeva după 4-5 luni de blogging deja am început să lucrez cu branduri și am făcut peste $1,000 pe lună. Și atunci am contactat o fetiță pe care o cunoșteam aici din Moldova și am întrebat-o dacă nu știe cineva care ar dori să lucreze pentru mine online. La care a zis că eu de fapt căutam lucru online și mi-a scris la timp, de să încerc eu. Ea a fost primul meu angajat, pe care de fapt l-am până acum. E primul angajat care a fost cu mine din start până la sfârșit. Și efectiv urmam business planul care mi l-am propus. $1,000, Marionela, eu fac $1,000 și cam mai mult de jumătate se duce la Marionela. Dar iarăși, scopul blogului de la început nu era ideea numai în bani, era ideea în creștere. Și deja din serviciile care le-am avut și experiența care am avut-o pe Wall Street, eu am înțeles un lucru foarte clar, că nu este ok să credem că suntem cei mai buni la tot și să încercăm să facem absolut tot noi, să fim eroi, știi? Este imposibil chestia asta. Avem nevoie de ajutor și eu cred în ajutor calitativ foarte tare. În așa fel am început deja să deleghez lucrurile. Primul an nu am făcut 40.000. Era clar chestia asta, dar am descoperit foarte multe lucruri, am înțeles cum lucrează industria, am înțeles ce ai nevoie pentru asta și cumva mergeam împreună cu creșterile mele pe Wall Street și într-adevăr nu aveam timpul să-l dedic atâta cât doream eu, chiar dacă făceam foarte multe. Eventual, deja când eram la ultimul job pe Wall Street, blogul a ajuns să genereze jumătate din salariul meu. Și cumva ieșea că făceam salariul pe Wall Street și încă jumătate cu blogul. Când am ajuns la acel prag care am zis că ok, dă să văd dacă îl pot menține câteva luni, da? Ca să nu mă duc în eroare pe mine. Am văzut că îl pot menține în câteva luni și atunci am zis soțului, uite, proiectul meu la serviciu se termină în septembrie. Eu aș vrea să iau o pauză de 6 luni, pentru că dacă cu timpul care l-am eu, blogul a crescut la acest nivel, ce o să se întâmple când dedic absolut tot timpul meu blogului, da? Și am zis, ok, bine, o să iau eu o pauză de la proiecte, dedic jumate de an total blogului. Asta era anul 2018 și în acele luni blogul pur și simplu a fost cosmos. Da, s-a dublat, deci au venit invitații la oficiile de Facebook, de Instagram, la BuzzFeed, invitații, peste invitații. Deci foarte repede a zburat în top bloguri. Și atunci am zis că, da, there is no way back. Asta e un semn că e calea care eu trebuie să o parcurg și unde eu trebuie să-mi depun munca și energia. Și atunci a venit ideea că nici nu mai puteam produce eu de una singură tot ce trebuia. Și a venit soțul cu ideea să deschidem studioul în Moldova, unde să am
echipă care o să-mi genereze materialul foto și video pentru blog și ne gândeam foarte mult la locație, ne gândeam poate să încercăm America sau să încercăm altceva și am zis că nu, facem acolo de unde ne sunt rădăcinile, știi? Încercăm încet șor să dăm la comunitatea din care am pornit și să revenim la comunitatea în care am fost. Și în așa fel, în 2019 am venit acasă din New York și am deschis studioul aici, care până acum operează, deja sunt 5 ani și zi de zi, 5 zile în săptămână, în fiecare zi, noi gătim ceva gustos, facem poze la ceva gustos, facem video la ceva gustos. Blogul se numește sweetandsavorymeals.com. De fapt, e al doilea nume al lui. Primul nume care inițial îl alesesem când încă nu mă pricepeam foarte bine la toate chestiile astea, la SEO și la tot absolut ce ține de online searches și Google. Primul nume i-am dat peasandpionies.com. O denumire care nici eu nu o pot pronunța pentru că eu sunt omul care nu am vrut să scăp de accentul meu moldovenesc. Am avut foarte mulți prieteni care încercau să-și ascundă accentul. Eu am vrut să-l mențin că asta sunt eu. Și mi-am dat seama că pot scriu numele la blog, dar când îmi zic nimeni nu-l înțelege ce-i. Dar era cu o istorie. Era că pionii, bujorii erau florile mele preferate și piz e mazărea, floarea de mazăre și era în legătură cu bunicii mei, că eu am crescut cu ei și ei au sădit pentru mine și bujori și mazăre și cumva a fost să-i onorez pe ei. Dar am realizat că e un nume care nici nu putea numea bine să-l țină minte, nici nu putea bine să-l tapeze și peste câțiva ani am schimbat la Sweet and Savory Meals. Blogul meu se axează absolut total pe piața americană, rețetele pentru comunitatea americană, așa să zicem. E un fel de... Că mulți cred că bucătăria americană cumva se limitează, știi, la burgere, la pizza și la french fries, dar de fapt nu e așa, nici pe departe nu e așa. Americanii mănâncă foarte variat și de fapt e o combinație între comfort food, da, mâncare cu așa sănătoasă, cu mult cașcaval, cu mult bacon. Da, când o mănânci, după aia nu mai vrei să mănânci vreo două zile, dar e gustoasă, e gustoasă. Și la fel, între rețete mult mai sănătoase cu aspect american, ei de fapt foarte mult iubesc să fie flavorful, să fie mult, să fie interesant, aceeași salată, da? E foarte diversă, foarte colorată. Și la fel, foarte mult preferă rețetele asiatice, mai ales chineze. Așa că blogul cumva e o combinație deja de aproape 2000 de rețete în care dacă vrei să găsești ceva gustos să faci seara, dimineața sau de-amiază sau pentru desert, la sigur este ceva pentru oricine. Blogul e foarte user-friendly. Ceea ce facem noi, avem pozele la mâncare și în general de câțiva ani deja nu postăm doar poza finală, dar sunt pozele și la ingrediente care, ca să fie mai ușor pentru cei care vor să înțeleagă din ce e rețeta. La fel step, pașii cum se pregătește rețeta și practic orice rețetă de pe blog are un video tutorial în care este arătat de la început până la sfârșit cum se pregătește rețeta. Deci pentru oricine este super comod, blogul e foarte performant, foarte ușor îți printezi rețeta, poți să-ți pui să-ți arete pe ecran, da, cât tu timp, în timp ce tu gătești. Și pentru cineva care gătește acasă, e super ușor, pentru că tu ai și rețeta în față, ai și video în față și ajută ca user experience, e bine. La început, deci tot ce era pe blog și erau multe lucruri pe blog, absolut toate eu făceam. Deci eu peste noapte am devenit fotograf. Și probabil într-adevăr asta a fost menirea mea pentru că mie mi s-a dat foarte ușor. Eu am luat aparatul în mână, m-am uitat că ziua nu aveam timp. Am stat o noapte și m-am uitat pe YouTube cum se face food photography și am luat și am făcut food photography. Și peste noapte lumea a început să facă videouri să apară, da? Videourile astea cu mâinile care au început atunci pe Facebook să vezi cum se fac, da? Că la început videourile erau boom, nu prea mulți făceau videouri, că pe atunci când postam un video am cu 25 de milioane de vizualizări, cu 30 de milioane de vizualizări.
și nu eram la etapa în care să fiu ok să achit cuiva să-mi facă video, chiar de fapt dacă am încercat-o și pe asta și a fost o calitate foarte proastă, am fost nevoită peste noapte să învăț cum să fac videouri și cum se editează profesional în Premiere Pro și astea. Și efectiv stăteam, îl filmam și tapam pe Google cum se taie, da, numai că în engleză, cum se adaugă lumină. Și uite așa, în câteva zile m-am învățat și făceam tot, rețeta, pozele, video, textul, postarea. Deja promovarea pe social media făcea fetița care o angajasem, dar în rest, absolut era pe mine. Până am ajuns, cum am zis, la etapa în care nu mai era posibil să generez atâta material cât trebuia pentru blog. Și atunci, în 2019, când am revenit acasă și am deschis studioul, am angajat fotograf, videograf, persoană care îi ajută în bucătărie cu pregătirea ingredientelor tot, plus am angajat încă o persoană care să editeze videourile, că erau deja foarte multe și nu aveam capacitatea să fac eu asta. Mie ce mi-a rămas e să deleghez procesul, să aleg rețetele, să fac research la rețete, pentru că în food blogging-ul american, de fapt, orice tip de food blog, el pur și simplu aici în Moldova nu se practică așa, da? Dar ce ține de blog, noi foarte mult ne bazăm pe SEO. Pentru noi foarte mult ce contează, pentru că sursele la un blog de trafic, da, cum îți vin ții oamenii pe blog, îți vin că nimeni nu o să trezească dimineața să zică dă să intru pe Sweet and Savory Meals, cumva trebuie să ajungi acolo, da? Sursele care sunt Google. Dacă tu intri pe Google și zici că vreau să fac zeamă de casă, da? Efectiv, tu vrei ca blogger, când cineva o să caute un cuvânt, mai ales un cuvânt mare, tu să fii pe prima pagină. Pentru că rar cine o să duc pe pagina 2-3 să vadă ce e acolo, da? Asta e o sursă foarte mare de trafic și la blogul meu, de fapt, e cam 60% e Google. Altă sursă de trafic este Pinterest-ul, în care tu ți postezi imaginile, care ele vin cu link înapoi la blogul tău și iarăși acolo sunt, dacă cineva dă search pe anumite keywords, o să găsească imaginea ta și o să vii la tine. Altă sursă este Facebook-ul, unde tu ți postezi pozele, video, la fel cu link spre blogul tău și te găsești de acolo. Și deja sunt oamenii care sunt abonați la blogul tău și în fiecare zi le trimiți e-mail cu uite ceva nou s-a postat, veniți să vedeți ce s-a postat. Și sunt deja cititorii care deja de ani de zile te știu și ei automat vin la tine pentru că lor le place stilul tău de mâncare și ei vin să-și caute rețetele. Cumva sunt astea, 5 surse de trafic. Și ce aici fac eu acum și deleghez la echipa mea, fac deci absolut tot research-ul, ce rețetă noi să facem, în ce stil să o facem, sugestii pentru poze, sugestii pentru video, ei deja trebuie cumva să execute ceea ce le-am zis lor și să aibă grijă ca rezultatul final să fie super frumos. Eu mereu lor le zic chestia asta că în primul rând trebuie să arate frumos. Gustos, dacă trebuie noi mai adăugăm sare, ne lămurim cu chestia asta, da? Dar important e să arate frumos. Pentru că foarte multă lume uneori nu se duce pe food blogs ca să facă rețeta, dar primește plăcere, știi? Pur și simplu se uite la ceva. Acum și pe Instagram, tu nu stai să faci orice rețetă care o vezi, dar primești plăcere, o vezi, îi dai un like. Deci, până la urmă, ideea e ca echipa să, la sfârșit de zi, să-mi dea niște produse frumoase. Niciodată nu știi ce o să fie viral, niciodată nu știi la ce o să click lumea cumva, niciodată nu știi Google ce o să aleagă să te pună, știi, pe prima pagină pentru ceva. Deci, eu am o rețetă foarte interesantă, chiar ieri am primit un comentariu la ea, mi-a scris una, zice că, uite, Cătălina, rețeta ta, timp de 3 luni am făcut-o de 27 de ori, azi a 28-a oară. Zic, oh my God! Wow, asta peste o zi trebuie să mănânci, știi, tot aceeași. Și orange chicken. E o rețetă chineză pentru orange chicken în pressure cooker. Pressure cooker e un aparat care face mâncarea sub presiune, da? Sunt și la noi foarte multe.
Niciodată nu m-aș fi așteptat că rețeta aia, când am postat-o, că ar fi una dintre top care o să-mi ducă trafic. La fel cum am niște paste cu sos de carne cremos, foarte gustos, într-adevăr, super gustos rețeta aia, să mă gândit atunci când am postat-o că avea să fie? Nu, nici de cum. Sunt alte rețete care uneori le faci intenționat și ai depus în ele atâta research și atâta chestii ca cumva ele să ajungă top și nu, alea pot să nu ajungă. Dar totuși, cât de cât este o logică în lucrurile care se întâmplă, pentru că dacă înțelegi SEO, dacă înțelegi... Când noi facem research, noi de obicei ne uităm care cuvinte sunt mari, da? Câte vizualizări pe lună poți să aibă, câte vizualizări pe lună poți să-ți aducă, cine pentru ele deja sunt pe primul loc în Google. Sunt site-urile cele mult mai mari ca tine, că dacă eu îți fac o rețetă pentru care deja stă în Google un top blogger care are câte, nu știu, milioane de vizualizări pe zi, cam nicio șansă eu să bat bloggerul acela, da? E cumva un fel de research în care noi ne uităm, ok, pot eu să-i detronez pe ăia ca să mă bag eu în locul lor? Și până la urmă, da, este o formulă care te ajută cu efortul depus să ajungi acolo unde vrei. Deci, la moment, blogul meu este poziționat în top 2000 de bloguri culinare în toată lumea. Iar dacă luăm toate website-urile de pe internet, care sunt milioane de website-uri, blogul meu la moment este în top 15.000 în lume. Deci în lume. Blogul meu este un business întreg, după care vine lumea și mă roagă să-l vând, să-l ia, da, sigur, companiile sunt interesate de el. Pentru mine, sursa... Da, principală de venit la moment este, desigur, că blogul și nu mi-oferă numai siguranța financiară, dar și libertatea de a face ce fac de oriunde. Eu pot să-mi gestionez echipa care este aici absolut de oriunde. Noi, de fapt, suntem 8 oameni în echipă și suntem toți în diferite țări. Am persoană în America, în Belarusia, iată aici în Moldova, în Italia. Și partea faină e că eu pot să mă aflu oriunde. La mine materialul video vine, la mine nu trebuie să fie prezența mea într-un anumit loc. Ca blogger, ca blogger de succes, iarăși, ca începător, depinde, știi, fiecare ce scopuri are. Poți să faci și 1.000, și 2.000, și 3.000 de dolari din blogging, eu aș zice că ușor. Asta ar fi partea ușoară, de aia și vreau pe mulți să-i încurajez să se uite la această industrie, nu doar la Instagram. Poți să o faci ușor, dar ca top blogger, desigur, deja și munca e mai mare, dar și remunerarea este mult mai mare. Poți să fie de la 10, 20, 30 de mii dolari pe lună și eu personal, de fapt, cunosc blogeri care fac și 100 de mii dolari pe lună. Acești bani poți să-i faci doar pur din traficul spre blogul tău. Pe lângă asta deja pot fi colaborări. Noi, de fapt, bloggerii, noi încercăm să nu facem multe colaborări. Noi suntem foarte selectivi cu colaborările noastre. De obicei, la noi, pe social media, nu prea o să vezi în fiecare săptămână ceva cu vreun brand. Nu. Pentru că oamenii care urmează bloggerii, mai ales americanii, ei sunt foarte... nu le place chestia asta. Au impresia că te vinzi. Și plus, în America este o regulă. Dacă tu în țările noastre cumva poți să postezi un story sau un reel și să dai tag la un brand, dar tu, eu deci văd că nu prea se practică chestia asta, nu se pune ad, da? Tu nu zici că eu sunt plătit de compania asta ca să o pun pe Instagram la mine în story sau la mine în postare. În America tu primești penalitate foarte gravă pentru chestia asta. Deci tu ești obligat să zici clar că chiar când lucrezi cu brandurile pe blog la mine, prima propoziție din postare o să fie: această postare este sponsorizată de Nestle și e adusă la voi de Nestle. Ca la lume să-i fie clar că eu am luat bani pentru informația care le-o arăt lor. Că poate cumva nu neapărat poate îmi place foarte mult produsul ăla, dar iată, să știe că este pus acolo. Și noi evităm, noi lucrăm cu branduri în care credem,
și nu o facem, pentru că nu, asta nu e sursa noastră principală de venit, nu e ceva care îi o să vezi cumva zilnic sau săptămânal. Eu la moment, de exemplu, am o colaborare cu Amazonul, da? Dar ultima colaborare care am avut-o, am avut ceva în decembrie cu un brand și iată abia acum în aprilie o să fie cu Amazonul. În mare parte, deci pe blog, concentrația sigur că e pe rețete americane. Deci chestia, mai ales cu publicitatea asta, cum lucrează, e că este un tracking, da? Ei văd lumea de unde vine la tine pe blog. Și ca să ai un preț mai bun pentru acele 1000 per 1000 de vizualizări, normal că ei vor ca lumea să fie din America, pentru că ei mai mult au publicitate din America. Deci la mine cititorii sunt 80% americani, celelalte 20% sunt o combinație de United Kingdom, Australia, adică țările vorbitoare de engleză, și ceva deja mixat prin Europa. Rețete europene am pe blog, din simplu motiv că americanii foarte mult le preferă. Americanii mănâncă o dietă, să zicem, foarte variată. Există misconception-ul ăsta, da? Că americanii doar mănâncă nu știu ce acolo, dar de fapt nu. Ei adoră bucătăria italiană. Foarte mulți italieni în America. Ei adoră Mediterranean food, da? Deci de aia pe blog, de fapt, găsești o varietate de rețete. Din păcate, nu o să fie rețete moldovenești. Da, asta nu o să fie zeamă. Iată, mă convingea cineva rețet să fac cușma lui Guguță, să o pun pe blog. Zic, ok, o fac eu, o pun, dar ce folos că o pun? Și mulți zic ceva de genul, că da, măcar să o ai, că e din Moldova, știi? Și astea de obicei sunt oamenii care normal nu înțeleg ideea la blogging. Deci orice link care tu l-ai pe blogul tău, care el este, așa să zicem, doar acolo de frumusață, el de fapt lucrează în defavoarea ta. Pentru că Google vede că nu există nimeni care să ducă spre el. Și Google, de fapt, are niște păianjeni, așa, spiders îi numim, care ei vin la blogul tău în fiecare zi. Și ei verifică absolut tot ce s-a întâmplat, câți oameni au intrat, cât ei au stat pe pagină, dacă le-au plăcut, dacă au stat mai mult pe pagină, înseamnă că le-au plăcut pagina ta, dacă au intrat și au ieșit, înseamnă că ceva tu n-ai făcut ok, se uită la viteză, se uită absolut la tot, da? Ca să poată să vadă dacă tu meriți încă să fii pe pagina 1 sau trebuie să fii, da, în jos sau ridicat în sus. Și când tu postești ceva doar de dragul postatului, că cum postam eu de fapt la început, că făceam niște rețete anume că le vroiam eu, sârnichii și acroșca am postat, care, da, nimeni nu o să teași să le caute, asta de fapt e în defavoarea ta, pentru că o să-ți dea jos din ranking-ul tău, da, din levelul la care tu ești în Google. Așa că, ca blogger, noi trebuie să ne gândim foarte bine și foarte atent, absolut tot ce postăm, absolut tot ce promovăm. Eu am locuit în America 11 ani și pentru mine a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Copilul meu primul, da, a fost născut acolo. E o țară în care eu mă văd să mă întorc, eventual. E o țară care foarte mult îmi place. Adaptarea, iarăși, pentru mine poate a fost mai ușoară ca pentru alți oameni, din simplu motiv că eu am vrut să ajung acolo și din simplu motiv că eu chiar mă adaptez oriunde. Pentru mine schimbarea nu e grea deloc. Dar e diferit. E foarte diferit. Sunt unele chestii care... știi, America ți le face bine, dar altele ți le face rău. Cel puțin eu ce discut aici cu unii moldoveni care au avut experiența de a fi în America, experiența mea este diferită. Mulți vin cumva cu ideea că America e toată la fel, dar America e foarte diversă. Eu am stat în New York, unde absolut toți sunt acceptați, pentru că majoritatea în New York nu sunt din New York, așa să zicem. Culturale foarte diferită. Și asta pentru mine a fost ceva cu care eu m-am lovit. Cât de bun prieten nu ești la serviciu, parcă nu existi după serviciu. Deci pentru mine asta era ceva de genul cu ok, dar noi... Deci am o colegă de serviciu, chiar până acum, eu am fost recent câteva luni în urmă în New York și m-am întâlnit cu ea și zic, Maria, noi suntem prietene, nu știu, de 8 ani deja. Zic, deja chiar e fain, tu niciodată nu m-ai invitat la tine acasă. Tu chiar niciodată nu m-ai invitat la tine. Cât de bun prieten tu nu ești la...
oficiu, chestia asta nu se... parcă rămâne acolo. Da, poate ieși la o cină cu ei așa după lucru, da? Dar nu, apropierea asta să o faci e foarte grea. Ei cumva ei singuri nu o au. Ei o au așa între familie, între vecini, poate cumva, nu știu, oamenii care au crescut, știi? Dar adică la ei asta e o normalitate, pentru că viața de acolo e foarte go, 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 go. Și cumva, tu dacă nu ai serviciu, dar deja dacă ai terminat serviciu, da, ai copil acasă, ai o grămadă de activități cu copilul, ție nu-ți mai rămâne timp pentru nimic. Asta, uite, chiar ceea cu care noi nu am avut prieteni timp de vreo, nu știu, până nu a apărut Sebastian și am început cumva să mergem la locul de joacă și să întâlnim oameni. Și așa am întâlnit moldoveni cu care deja ne-am cunoscut și am format relații de prietenie, dar americanii nu i-aș numi reci, i-aș numi mai conservativi. Mulți zic că zâmbetul lor este fals. Da, el este fals, dar îl înveți și tu odată ce ești acolo. Până la urmă zâmbești și tu fals, dar nu e o falsificare de asta cum o vezi, nu e ceva rău. De fapt, până la urmă realizez că e o formă de respect. Și nu e ceva ce trebuie să nu-ți placă la ei. Ei când... pur și simplu nu ne așteptăm când cineva zice Hawaii să-i oprești și să-i povestești istoria vieții. Cum făceam eu la început, mă întreba Hawaii și eu zic, da să-ți spun. Zic, ba nu, de fapt asta e o formă de a zice, cum în Italia zic prego, știi, hai că nu chiar te roagă să faci ceva. E o formă de comunicare. Dar da. Dar până la urmă e o chestie foarte bună de învățat de la ei. Eu am învățat metoda sandwich, da? O știi? Oreo. Cum zici cuiva ceva rău? Din tâi zici ceva bun, îl auzi, îl mângâi pe cap, îi spui că uite, asta așa de bine, așa de super ai făcut, tu ești așa de talentat, ca impresia că acuși o să-ți dea, știi, și o mărire de salariu. Dar... urmează, zic, dar uite aici nu ai făcut atât de bine, uite, asta... te rog frumos, mai lucrează, ți-o dat sandwich-ul rău și la urmă îți mai bagă încă ceva bun, știi? Și tu ieși din oficiu și ăla și te gândești. El mi-a zis, amul mie de bine? Sau mi-a zis mie acum de rău? Până la urmă care? Nu poți să înțelegi. Și asta, de fapt, e o artă. Asta e o artă de comunicare cu oamenii, care e foarte bine, probabil, de aplicat și la noi. Pentru că, cumva, la noi, da, lumea zici că, oh, nu, eu sunt directă. Dar este mare diferență între a fi direct și grosolan. Și cumva la noi lumea e grosolană, dar o argumentează că eu sunt directă. Nu. Mai bine deja pui un râs fals, pentru că nu mereu este nevoie de cumva opinia ta sau de sfatul tău, da? Și încerci într-o metodă educată și elaborată să zici omului ceva. America, într-adevăr, oferă oportunități. Asta chiar așa este. Deci nu este nevoie să ai cumetre, neamuri, rude, nu știu ce, da? Dacă tu ești dispus să muncești, dacă tu ești, dar se muncește la greu. Adică, uite, chiar se muncește. Nu este ideea că ai venit de la 9 până la 5 și tu ești erou, nu. Dar dacă tu muncești, dacă tu ai idei, într-adevăr, visul american există. Jumate se ia în impozite, dar, oricum, jumate îți rămâne. Totuși, însă și ca persoană, da, îți oferă posibilitatea ca tu să realizezi că tu poți lucruri. Chiar dacă vrei să deschizi un business, chiar dacă vrei să ajungi la un anumit job, tu ai absolut toate oportunitățile. În America să te întreții, iarăși, depinde de locație. În New York, desigur, e cel mai scump de acolo. Ca să zicem, într-un complex de lux, cu apartament da, foarte bun, cu bazin, cu view la New York City, deci două camere. Pe atunci, ultima dată când eram acolo în 2019, achitam $5,500 pe lună. Fără parcare. Parcarea era încă 500 în plus. Da. E scump. E scump să te întreții. La sigur, trebuie să ai salarii de top. De aia foarte mulți ori locuiesc în afara New York-ului, ori cumva împreună cu cineva roommates. Decizia de a reveni acasă, din tâi a început cu decizia de a ne muta din state. Când am ajuns cumva la o libertate financiară, ne-am uitat pe hartă și am zis cu unde am vrea să mergem noi, unde e cald și bine.
Și mult ne-am uitat. Soțul, de fapt, a găsit Marbella, în Spania. Eu nu am fost în Marbella până nu ne-am mutat din state. Deci el efectiv a mers, eu eram în Moldova, deschideam studioul, el a mers cu băieții, cu prietenii în Marbella, mi-a trimis două videouri că, uite, aici sunt palmieri, e cald, e bine, ne mutăm. Zic, ok, ne mutăm. Și a fost o decizie minunată, deci Marbella ne-a plăcut foarte mult, am împachetat tot, am venit de fapt vară în Moldova și când s-a început anul școlar am mers în Marbella. Am călătorit foarte mult cât eram acolo, ne-a plăcut și ca timp și ca oameni și ca absolut ca tot. Cred că e superbă, dar am nimerit când s-a început COVID-ul. În 2020 noi ne-am mutat și a început COVID-ul și când am început atunci am... Eu aveam câteva regrete de când eram în state, că bunelul meu a decedat când eu eram în state și eu nu am avut posibilitatea să petrec mult timp cu el și eu cumva am rămas cu o chestie de asta care nu mi-am iertat-o mie, că nu am putut să fiu alături. Și tatăl meu a decedat când eram în state, dar tatăl meu, adevărat, că tatăl vitreg e bine, mersi. Dar aveam, adică noi avem ca familie o relație superbă între noi toți și el a decedat și cumva când a început COVID-ul pentru mine a fost ok, eu acum am posibilitatea să fiu alături de familie. Până la urmă asta și-a fost scopul blogului, da? Și scopul că la mine soțul nu se ocupă cu blogul, are investițiile lui separate care la fel poate să le facă de oriunde. Și am zis că ok, noi dacă avem așa posibilitate, cred că moral nu este ok nici pentru noi să nu mergem alături de părinți. Și atunci am zis că hai să mergem în Moldova pe un an. Scopul din tâi a fost pe un an. Și am venit acasă și așa a ieșit că am rămas însărcinată cu fetița, deja când eram aici pe loc. Și acasă e bine, știi, cu bunei alături, cu mama, cu tata, cu dădaca, absolut, cu tot ajutorul. Eu sunt persoană care cred în ajutor, foarte mult cred în ajutor și nu cred că e posibil să faci lucrurile fără ajutor. Și aici eu am absolut susținere din partea la toți și foarte mult am vrut și copiii să simtă Moldova. La noi chiar și băiatul, dacă e american, el vorbește română fluent, noi foarte mult am insistat ca el să vorbească român. Chiar când eram în state sau în Spania, că mă rog, eu oricum mergea la școală privată americană, era regula în casă. Sebastian, dacă întrebi în engleză, pur și simplu nu ți se răspunde. Vrei, nu vrei, trebuie să vorbești română. Și chiar verile care veneam aici în ospiție, îl trimiteam la bunica, la ochnița, să vadă văcuții, găinușii, să meargă disculță, să trăiască măcar un mic procent din copilăria fericită care am avut-o eu aici. Revenirea în Moldova a fost destul de șocantă. Destul de șocantă pentru mine, dar probabil mult mai șocantă și pentru soț. Totuși este foarte diferit de ce am fost noi obișnuiți. Totuși, să zicem, viața mea adultă, da? Eu am trăit-o în America și am fost deprinsă cu o cultură de lucru diferită, da? Cu un customer service, așa să zicem, diferit, cu anumite... la școală chiar cu copilul, da, anumite cerințe, la fel diferite. Chiar dacă în Moldova noi suntem limitați în alegerea școlii, pentru că copilul e vorbitor de engleză, da, el vorbește fluent română, dar el trebuie să meargă la școală americană. Dar, thanks God, deja avem și aici alegeri. Totuși, pentru mine, sunt câteva stereotipuri care... sunt câteva stereotipuri cu care eu nu sunt de acord. De exemplu, mereu auzeam că mâncarea în America, Doamne, mâncarea în America ce e așa de oribilă, ce mâncați voi în America aceea? Eu am venit în Moldova și nu aveam ce mânca. Deci, efectiv, nu aveam ce mânca. Și stau și mă gândesc că în care parte a Americii au fost oamenii aia care vorbesc despre mâncare? Nu știu, unde s-au dus ei? În McDonald's au stat în America? Pentru că, într-adevăr, nu există calitate, nu există industrie, da? În America, de exemplu, eu știam precis, eu dacă merg în Whole Foods și dacă pe castravetele ăla scrie că el e bio, eu știu că eu am opțiuni să mă duc să cheltui $100 pe mâncare și să-mi iau mâncare rea și am opțiunea să mă duc să cheltui $300 pe mâncare și să-mi iau cea mai naturală, cea mai bună mâncare posibilă. În Moldova eu am bani și nu am opțiunea. Asta e problema.
Deci, efectiv, trebuie să merg, să caut, să comand din state chestii care pot. Iată, asta pentru mine a fost un șoc cultural. Alt șoc pentru mine care a fost forța de muncă. Deci să găsesc oameni calitativi care să angajez. Pe cât de mult, iarăși, se vorbea că noi moldovenii, Doamne ferește, suntem muncitori. Iarăși, eu iubesc Moldova. Trebuie să vorbim sincer de orice problemă este ca să o putem corecta. La noi nu există profesionalism. Clar că sunt și, dar să vorbim la mare parte, noi avem foarte mult de învățat. Aceeași chestie cum mă sună lumea când, iată, la moment sunt în căutare de bucătar, da, și postez anunță. Deci nu există cultură de interviu, nu există cultură de a aplica la un job, ceva de genul că, ok, bine, mâine veniți la testare, nici nu vine persoana. Deja am ajuns să fac alt tactic, vorbesc cu ei la telefon și zic, uite, dar dacă te răzgândești, e total ok. Nimeni nu se supără pe tine, doar măcar dă-mi un mesaj. Uite, nu vin, e destul atâta să scrii. Că nici nu ne cunoaștem personal, nici nu o să ne vedem în viață. Măcar să existe respectul față de munca și timpul altui om. Deci asta eu la noi nu am întâlnit și e foarte, foarte, foarte greu. Și cumva la noi lumea, la noi se simte că lumea lucrează doar pentru a se întreține. Lumea nu lucrează pentru a crește. Pentru că foarte mulți oameni care deja care au trecut și ca lucrători pentru mine, da, e cumva că să facem minimum și să scăpăm. Am noroc acum că am în echipă oameni buni pe care pot să mă bazez, dar am avut de diferite feluri. Și asta a fost pentru mine ca un șoc. Zic, mă, cum? Dacă în America tu ai orice oportunitate și tu din contră acolo muncești înmulțit cu 10 pentru că vrei să crești, aici e ceva conceptul de să nu înțeleagă managerul că pot foarte mult face, dacă o să înțeleagă că eu foarte bine fac, o să-mi dea mai mult de lucru. Și pentru mine asta e, știi, ceva mind-blowing. Păi tu cum vrei să crești? Din coa ne plângem că nu creștem, dar din coa plângem că să nu ne dea managerul mai mult de lucru. Care din ele? Dar sunt și lucruri bune. Am văzut foarte multă evoluție, m-a bucurat foarte mult evoluția în domeniul școlar, deci oportunități, de exemplu, eu sunt ok ca copiii mei să meargă la școală aici, da? Ceea ce pentru cu câțiva ani în urmă eu nu aș fi putut să zic asta, da? Foarte multe cercuri pentru copii, îmi place foarte mult că lumea, mai ales, nu știu, tineretul încep să fie mai opionat, să aibă mai multe opinii, da? Chiar cei care merg acum la universitate, mulți nu merg doar de dragul că le-au zis părinții să meargă, dar deja merg că, uite, înțeleg că este nevoie de o schimbare, că o fac pentru ei. Au început să apară companii foarte interesante. Unul din motiv de care am zis eu că vin acasă și ne-am întors acasă e că noi chiar într-adevăr vrem să dăm înapoi comunității. Noi vrem să facem parte din comunitatea de aici, vrem să investim în proiecte de aici și, cum ți-am menționat, eu sunt super pasionată de mâncare, cred că asta e clar și iată acum sunt în parteneriat și am devenit parteneră cu compania Bianti, care produc produse sănătoase și asta e ceea ce vreau să ofer eu pe piață, vreau să creez ceva în care eu am încredere și ce aș putea să ofer și celorlalți și știi, oricum familia e aici. Asta e mereu bine. Mă bucur că pot să-i văd pe mama, tata, bunei, socrii, absolut pe toți și mă bucur că îi văd copiii mei și pot să bucure de ceea ce m-am bucurat eu în copilărie. Pentru că ca oportunitate în viață poți să le ai pe multe, dar perioada asta să-ți vezi familia e una foarte importantă care trece și mă bucur că am libertatea să o pot face acum. Niciodată nu am regretat că am lăsat Wall Street-ul ca să urmez alt vis al meu. Pe cât de mult am iubit Wall Street-ul și într-adevăr am făcut cu mare plăcere,
și realizez o chestie că el mereu va rămâne parte de mine, pentru că caracterul, ambiția, organizarea, disciplina, absolut toată am luat-o de acolo. Puterea de a lua riscuri, puterea de a lua mai multe proiecte, de a le face, până la urmă e ceva ce am învățat doar acolo. Și m-a ajutat foarte mult să-mi cresc blogul. Blogul e ca un copil al meu, altfel nici nu pot să-l numesc. Mă bucur foarte mult să-l știu că este. Și ce contează pentru mine? Eu mereu doream să creez ceva care o să lese o amprentă. Și poate nu o amprentă care cineva o să zică că o știu pe Cătălina Castraveț, dar mâncarea e o chestie care în fiecare familie. De exemplu, probabil și tu și eu, noi avem amintiri din copilărie ceva ce a făcut bunica, da? Și acum eu văd, bazat pe ce îmi scriu oamenii, că rețetele mele devin parte din tradiția lor. Da, deci e ceva care, cum doamna care mi-a scris ieri că a făcut o rețetă de 27 de ori, ori persoana care îmi scrie că face strawberry cake-a meu, știi, la fiecare petrecere care o are. Deci astea sunt rețete care copiilor le vor gusta, care ele se vor transmite din generații în generații, ceva ce va rămâne la ei în suflet. Și asta e ceea ce contează pentru mine. Știu că cumva am atins oamenii prin ceva. Pentru blog am, desigur, planuri mărețe. Desigur că lucrez în continuare la el, să crească, să crească și să crească. Și îmi doresc asta foarte mult. Să nu fim în top 15.000, dar să fim în top 1.000 în lume. Așa să fie. Și la moment lucrăm, de exemplu, la un curs de fotografie foarte elaborat, care la fel o să-l lansăm, pentru că food photography iarăși e un domeniu de care fiecare poate să beneficieze. Și dacă vrei să începi un food blog, ori să ai mai multă libertate, să începi o profesie de influencer, e ceva ce ajută. Am lansat recent un cookbook digital, care mulți, de fapt, este întrebarea de ce nu lansez un cookbook. Și de obicei întrebarea vine de aici, autohtonă, din Moldova. Pentru mine nu este financiar sensul. În state unde tu intri și tu ai două etaje de cookbooks, da, eu primesc oferte. De exemplu, chiar nu știu, câteva luni în urmă. Oferta e că îți dăm 30.000 ca să faci un 30.000 de dolari, da? Ca să faci un cookbook și pe urmă ceva un procent din vânzări. Dar ăsta e timp. Eu să iau timpul de la blogul meu, eu mai bine investesc acești bani și produc rețetele pentru blogul meu și am venitul instant decât să printez cartea aia și doar spun numele. Și de-aia am decis că o să fac cookbook-uri digitale. Poate eventual ceva pe piața Moldovei, nu știu. Dar la sigur nu rețete autohtone, chiar dacă aici nu autohtone. Însă și de ce am dorit să împărtășesc experiența mea, nu a fost cu scop nici de cum de laudă. Chiar dacă eu cred că absolut toți trebuie să ne recunoaștem meritele și să fim ok să vorbim despre ele, pentru că e un lucru să fii încrezut în tine și e alt lucru să fii arogant, aroganți nu trebuie să fim. Dar de ce eu vreau să împărtășesc experiența mea e că totul e posibil. Trebuie să ne punem scopuri. Nu trebuie absolut deloc să ne fie frică. Nu trebuie să credem că să cumva să singuri pe noi să ne zicem că eu am început de aici, eu de la SEM, ce unde pot eu să ajung la Wall Street de la SEM? Ba nu, poți. E muncă, dar poți, absolut este posibilitatea. Și dacă sunteți într-un job care nu vă place sau vă place salariul, dar nu vă place jobul, da? Nu este niciodată târziu să încercați ceva nou. E cel mai greu primul pas, e pasul de a încerca, e pasul de a te disciplina și a organiza. În rest, odată ce treci barierele astea, absolut totul este posibil. Mă alătur mesajelor transmise de Cătălina. Absolut totul este posibil dacă nu doar visezi, dar și muncești din greu ca să-ți atingi scopul. M-a impresionat cu câtă încredere mergea la băncile din Chicago și întreba dacă nu au oferte de muncă. Asta spune multe despre o persoană. Este motivațională pasiunea cu care ea vorbește despre realizările sale și mi-aș dori ca fiecare dintre noi să aibă tot atât de multă încredere în forțele proprii. Visați! Faceți ceea ce vă aduce plăcere. Munciți și realizați-vă visele. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi, puneți un like și distribuiți-l.
pentru că așa înțeleg că apreciați munca mea. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram, și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Vă mulțumesc mult!